Ia loc. Știu că n-ați avut timp de gândire, pentru că așa v-ați gândit și voi, la fel cum au gândit și băieții, că dacă Ștefan a plecat în urma decesului pe care l-a avut în familie, astăzi nu o să mai părăsească în competiția niciun băiat. Te-ai gândit? Da. Te-ai gândit mult? Adică a fost o decizie greu de luat? De data asta, da. Data trecută a fost, să spun, puțin mai ușor, pentru că Cătălin deja știa că vrea să plece și știam chestia asta. Cred că îi pare foarte rău că s-a întâmplat. Da, asta noi nu știam, dar de data asta a fost mai ușor. Și nominalizarea ta este? Alex. De ce? Pentru că îl văd mai trist în casă. De fiecare dată când se deschid ușile, el stă retras, nu prea comunică cu mai nimeni și, după cum spune el, se pare că aici nu și-a găsit nici jumătatea și aleg să-i dau posibilitatea unui băiat mai nou pentru a-și găsi jumătatea. Pe de altă parte, eu nu pot să nu te întreb dacă nominalizarea ta de astăzi nu are legătură cu conflictul pe care nu l-ați avut voi în trecut. Nu, și când trebuia să aleg între Cătălin și Alex, tot așa a fost și atunci. Atunci te-ai gândit? Eram, da. Eram în dubii și atunci. Bine, Andra, te rog. Sper că nu te super, dar... Nu e pe supărare, asta este regula jocului. Cineva trebuie să plece. Carina! Bună, Carina, ia loc, te rog. Mai ai așa sufletul trist după plecarea lui Ștefan? Nu, mă gândesc la el, să fie el bine. Și te gândești puțin și la Adelin, care da, urmează să intre în casă și care te-a pus în top? Da, normal. N-ai apucat să-i cunoști foarte bine pe băieți, pentru că voi ați intrat imediat după Crăciun. Cu toate astea, trebuie să nominalizezi. Da. Te-ai sfătuit cu cineva? Sper că nu. Nu. Fac ceea ce simt și cum cred eu. Și ce simți tu? Cine ar trebui să plece acasă? Nu-i cine ar trebui, cu cine am comunicat eu mai puțin și pe care nu sunt foarte apropiată. Așa am să... Cine? Ciprian. Ciprian. Pare rău. Astea sunt singurele motive, că nu da, ați adică comunicat foarte mult, absolut că n-ați interacționat foarte mult. Da, n-am absolut nimic cu nimeni și nu am cum să nominalizez un băiat din cuplu sau altceva. Are emoții, credeți-mă, mă uit la mâinile ei și freacă mâinile, îi tremură mâinile, are emoții, pentru că e prima dată pusă în postura de a nominaliza și probabil că nu e simplu să aleagă dintre voi. Deja s-au legat relații de amiciție, de prietenie. Te gândești un pic că o să se supere pe tine? Normal. Nu, dar trebuie să și înțeleagă că nu poți să nominalizezi un băiat din cuplu sau un băiat care poate mă simt mai atașată și ca prieten. Mamele au fost mai curajoase, au nominalizat o fată din cuplu. Țineți minte când a plecat Denisa, da? Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Te rog să iei loc. Mai avem 5 fete. Dar vedem care este alegerea lor după o scurtă. Te rog, Alexandra, ia loc. Ce faci? Bine. Ai emoții? Da. Ești un pic stresată de momentul ăsta, nu? Da, sunt puțin. Și pentru prima dată în competiție, când ești pusă în fața nominalizărilor, în fața unei alegeri, să decizi tu ce băiat ar trebui să plece. Te-ai gândit bine? Da, consider că m-am gândit și... Și cine ar trebui să plece? Nominalizarea mea ar fi Alex. Mulțumesc. De ce Alex? Pentru că nu am mai interacționat în ultima perioadă și mă simt mai puțin apropiată față de el. Dar cumva, eu mi-amintesc o discuție între voi în care, cum să spun, tu părea că îl placi, el
momentan nu părea să placă pe cineva, dar băieții îl cam îndreptau așa spre tine? Am plăcut, dar acum... L-ai plăcut și s-a terminat? Dacă stau bine și mă gândesc, parcă nu a fost atracția aia atât de puternică încât să mă facă să merg mai departe spre el. Ți-ar fi plăcut să fie un pic mai insistent? În mare parte, cam da. Vezi, Alex. Văd, doamna Simona. Bine, Alexandru. O să te rog să mergi alături de fete. Două nominalizări la Alex și o nominalizare la Ciprian pentru moment. Dar eu sunt foarte curioasă ce nominalizare are și Andreea. Andreea? Te rog să iei loc pe acel scaun. Ce mai faci? Bine, mulțumesc. Pregătită pentru momentul acesta? Nu mă așteptam că o să trebuiască să iau o decizie. Sunt puțin emoționată, dar... Nici tu n-ai avut timp să îi cunoști foarte bine, pentru că... Da. Da, sunteți de... Două săptămâni în casă. Dar cu toate astea, presupun că te-ai gândit cât a fost emisiunea. Da. Și crezi tu că... alegerea pe care ai făcut-o deocamdată în minte e ce trebuie? Nu știu dacă este ce trebuie, dar este alegerea mea, așa că o să-mi o asum indiferent dacă este ce trebuie sau nu. Și indiferent dacă se supără persoana respectivă, da, pentru da. Că na, acum lucrurile sunt clare. Avem 1, 2... 3, 4 băieți în cuplu și 2 băieți care nu au cuplu, dar care au un vis. Acela de a-și găsi iubirea, de asta au și venit la emisiune. De asta ați venit cu toții la emisiune. Să vă împliniți visul aici. Și eu în continuare îmi doresc să se întâmple acest lucru. Mulțumim frumos. Hai, trage aer în piept. Nu aș vrea să fie cu supărare. Este strict, cum spuneam mai devreme, este strict alegerea mea. Dar consider că nu își are rostul persoana respectivă în această emisiune. Iar nominalizarea mea este Alex. Îmi pare rău, nu o fac din ură sau... Da, stai că simt nevoia să-mi explici că a fost destul de dură exprimarea ta. De ce nu își are rostul? Pentru că a spus și el, a repetat de foarte multe ori că singurele persoane de care ar fi vrut să se apropie sau care, de care s-a apropiat au fost Andra și fosta lui prietenă. Da, dar mai sunt două luni, adică poate că mai intră fete. Acum nu pot nici să nominalizez pe cineva din cuplu și, sincer, apropierea mea mai mare a fost de Ciprian decât de Alex. Înțeles. Fiecare... om are dreptul la o opinie și dacă ea consideră că nu mai ai niciun rost să participi la această emisiune, a spus Alex. Te rog. Mulțumesc. Andreea. A treia nominalizare. O ieși cu capul sus. Crezi că e greșit așa un pic în ultimele săptămâni? Se poate. Că ai avut așa un parcurs destul de linear și la un moment dat, în ultimele două săptămâni, cred că ai ieșit în evidență cu niște lucruri. Ai făcut-o intenționat, deliberat? Nu, așa a fost o presiune pe mine, au fost niște gânduri și atât tot. Din partea cui ai simțit presiunea? Nu, din partea gândurilor. Am crezut că din partea cuiva. Te-ai simțit provocat? Nu, deloc. În unele întrebări, da, m-am simțit eu, dar poate nu am răspuns. Dar, rest, din partea... presiunea a fost mai mare din partea gândurilor, atât tot. Hai să vedem ce nominalizare are și Bianca. Ea urmează. Bună! Bună din nou, te rog să iei loc. Ce mai faci? Bine. Adică acum nu chiar atât de bine. De ce?
pentru că e o alegere puțin mai grea în momentul ăsta. Ei, acum le înțelegeți și voi pe mame toate săptămânile astea, toate lunile astea, când le chemam aici rând pe rând în fața voastră și săracele, aoleu, 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 trebuie să aleagă. Te-ai gândit bine? Mai am timp? Nu, nu? Cred că câteva secunde, așa cât mai discutăm despre nominalizarea care urmează să o spui, pe care urmează să o spui. De ce ți-a fost atât de greu să alegi? Pentru că cu toți am legat aici în casă, adică cu toți am un raport de prietenie, cred că foarte bun, și nu am avut probleme cu niciunul dintre ei. Iar acum să ajung să spun un nume, mi-e foarte greu. Astea sunt regulile jocului. Da. Alex. Alex? Da. De ce? Pentru că chiar și zilele trecute, de fapt mai multe zile la rând, spunea că vrea să plece, că ar vrea să meargă acasă. Ai spus? Da, am spus. De ce? Pentru că nu mi-a mai văzut locul. Dacă nu mai e nimeni, ce se va? Dar știi că au mai fost așa răsturnări de situație? Da, au fost. Dar așa consider eu. Nu o să-ți pară rău că ai cerut să pleci acasă? Poate o să-mi pară rău, poate da, poate nu. N-am de unde să știu. Gata, ai spus-o, ești liberă, Bianca. Te rog să mergi lângă colegele tale de emisiune. E momentul să vedem și ce decizie a luat Mădălina în ceea ce privește nominalizarea, așa că o invit în platou. Te rog, Mădălina. Bună. Bună. Așa, respiră. Trage aer în piept. Te-ai gândit? Da. A fost greu să iei o decizie? Sincer, da, îmi pare rău. Nu aș fi vrut să fiu pus în postura asta, dar am luat-o mai mult logic. Dar fii atentă. E mai greu să stai acolo și să auzi, să-ți fie frică să-ți auzi numele, sau e mai greu să fii aici și să nominalizezi? Eu am spus mereu că este foarte greu pentru mame, deci e mult mai greu să nominalizezi. Cine a fost ultima dată fata săptămânii? Da. Mădălina? Da. Am înțeles. Ok, Mădălina. Nu știm cine e fata săptămânii, nu știm cine e băiatul săptămânii, nu știm cine este mama săptămânii și vă reamintesc faptul că primii doi în topul vostru au imunitate, așa că dacă să spunem că fata săptămânii nominalizează un băiat care este în top, o să plece ultimul. De asta te întreb, te-ai gândit bine? Da. Da? Mm-hmm. Și cine ai vrea să plece? Cine crezi tu că... Vreau, am luat-o mai mult logic și m-am gândit să spun Ciprian. Ciprian? Cu părere de rău. Știam, mă așteptam. De ce? Am zis să nu nominalizez niciun băiat din cuplu, așa că am mai rămas Alex și Ciprian. Și pe Alex, având în vedere că sunt mult mai apropiată și mult mai apropiat de Radu, nu am vrut să-l nominalizez. Deci a rămas doar Ciprian, cu părere de rău. Mulțumesc, nu, e ok, stai liniștit. Te rog, Mădălina. Mulțumesc. Eu știu că este greu pentru fiecare dintre concurente să spună un nume, pentru că sunt prietenii în casă sau dacă nu sunt ele prietene cu băieții respectivi, sunt prieteni partenerii, cum a fost cazul lui Radu. Dar acestea sunt regulile concursului, ne ținem de ele și o să vedem, cred că mai sunt doar câteva minute până aflăm de cine o să ne despărțim astăzi. O să rămâneți 5 băieți și 7 fete. Mă rog, în curând o să fiți 6 băieți, pentru că Adelin împreună cu mama lui, ei sunt pregătiți să intre în casa Mireasa și se va întâmpla acest lucru foarte, foarte, foarte curând. Apropo, unde o să-l culcați? În living cu noi. S-a eliberat un loc și în dormitorul tău. Hai să vedem ultima fată care va nominaliza în această după-amiază. Este vorba despre Claudia și o invit în platou.
Bună, Claudia! Bună! Ce mai faci? Puțin emoționată. De ce? Știi deja, nu ești la prima nominalizare. Da, știu, dar nu știu pe cine aș putea nominaliza. Unul dintre ei, uite, David, Alex, Mihai, Ciprian, Alexandru, Radu, ei sunt, alții nu avem deocamdată. Te-ai gândit? Bine? De bine? Da. Și nominalizarea ta este? Alex. Alex. Mulțumesc. De ce? Pentru că... Pentru că e Alex. Nu cred că aș avea un motiv aparte, deși am avut acele clinciuri, dar... Nu, cred că... Probabil e mai bine pentru el afară. Da, acum nu pot să nu te întreb. A fost un conflict între voi imediat după Revelion? Da. Are legătură cu discuția respectivă? Nu. După cum am spus și pentru Ștefan, nu port ranchiune. Bine, bine, Claudia. Te rog să mergi la loc. Avem și plicurile? Avem și plicurile. Ia uite. Hai, dă-mi-le, te rog. Nu le deschid. Nu știu. Aici este rezultatul. Alex, dacă ar fi să pleci peste câteva minute, spune-mi, te rog, care este cel mai mare regret al tău? În afară de faptul că nu ți-ai găsit iubirea, că ăsta se înțelege, că acesta este motivul pentru care ați venit aici, să vă găsiți jumătatea. Că mă despart de Radu. Că te desparți de Radu. Of, ce să facem cu prietenile astea? După ce când mai sunt... Fiți atenți, sunt și în cupluri, acum trebuie să ținem cont și de prietenii. E greu. Ce spui, Radu? Prietenia noastră nu se termină aici, în casa mea. A noastră va continua și afară, inclusiv cu Mădălina, cu Radu. Eu sper să fie așa. Pe de altă parte, știu că fetele au fost un pic dezamăgite de niște persoane care au plecat din casă și se așteptau la niște semne de afară. O să trimiteți semne de afară? Eu cu mare drag o să le trimit tuturor, dacă nu știu, să văd cum este contactul cu lumea de afară după experiența de aici. Să vedem cum o să mă simt. Ai nevoie de... Cred că da, da. O perioadă de reacomodare? Da, da. Și tu? Să vedem. Primul lucru pe care o să-l fac, o să, dacă va fi să plec, o să-mi revăd familia și sper să prind o petrecere, să mă întâlnesc cu toți prietenii mei. No. Petreceri aici, în casa Mireasa, nu afară. Afară, mai așa, mai afară. În familie, restrâns familie, totul, că mari, dar... Asta e, până ne vaccinăm. După aia vom face și petreceri. După aia o să văd ce o să fac în continuare. Aceeași întrebare, Ciprian. Da. O să-mi pară rău pentru că nu am putut să duc la bun sfârșit ceea ce am întreprins. De obicei, în viața reală, când încep un lucru, îl duc la bun sfârșit, indiferent de obstacole, lupt pentru acel lucru și de data asta n-a depins de mine. Și pentru asta mi-ar părea rău, pentru că ar fi prima oară când n-am putut să lupt pentru ceva și a depins de alte persoane din jurul meu. Dar nu știu, acum, apropo de afirmația ta, crezi că puteai să faci ceva în plus și n-ai făcut? Nu, nu. În sensul acesta, rezumându-ne doar la regulile jocului, nu. Ce puteam să fac în plus? Că nu te-ai apropiat de cineva mai mult? Doamna Simona, m-am apropiat de un om... Mă apropii de toți oamenii în general, dar dacă din cealaltă parte respectivul nu, sau respectiva nu simte, nu știu, aceeași emoție, aceeași nevoie de apropiere, vă dați seama că simt și nu am nimic cu persoana, doar că mă îndepărtez, adică mă retrag, bat un pic în retragere. Dacă nu-ți găsești afară jumătatea ta, mai întoarce într-un alt sezon? E a doua oară când încerci la emisiune. Da, dar prima dată am renunțat tot în numele dragostei, pentru că m-am reîmpăcat cu persoana respectivă. Am înțeles. Acum am căutat nu mai era celebritatea afară? Sau alte lucruri, da. Ai mai încercat? Nu știu ce să spun. Da. Mi-e dificil, pentru că de data asta m-am simțit un pic așa... Nu știu, un pic dezamăgit așa. M-am simțit rușinos cu vârsta mea, să zic așa. Da. Eu am 43. Sunt mai mare ca tine. Nu arătați mulți înainte cu sănătate. Dacă m-aș întoarce? Nu știu. Nu pot să prevăd în viitor ce voi face. Nu știu, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte. Îți place, de fapt, încă
Vorbesc cu voi doi pentru că voi sunteți cei nominalizați. Habar n-am, repet, nu știu cine pleacă. Este ok, este frumos, trăiești niște sentimente, mi-a plăcut. Cam atât. Uite, Alex ar vrea să participe la o petrecere cu prietenii lui. La tine care ar fi primul lucru pe care l-ai face dacă ai ieșit în aceasta, ai părăsit casa în această după-amiază? Să-mi țin telefonul închis, nu știu, tot cam atât, o perioadă. Să mă regăsesc. Să nu vorbești la telefon? Nu, să vorbesc doar cu cine vreau și apoi să-l închid. Uite, asta e interesant. E o lecție până la urmă. Da, e cu voi siguranță. Aici. Cu siguranță. Bine, n-aș vrea să întreb acum, cui e dor de telefonul mobil? Aoleu! Ce mai rău că de mama. Bine, pe voi nu are sens să mă întreb, că voi sunteți de două săptămâni aici. Slavă Domnului, uite, ele, cel puțin Mădălina, Andra, Claudia, David, Radu, Mihai, cred că ați și uitat cum arată tastatura, cum v-ați uitat codul PIN. Codul PIN, pe asta nu mai știu. Eu știu. Nu mi-l spuneți, vă rog.